Mangalia s-a pus la foc un Latino Party. Oricât de neumblat prin lume ai fi, trebuie să știi cu ce se mănâncă. La noi, cel puțin, se mănâncă cu vedete. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Romica Țociu. Vreau să vă mulțumesc din suflet că astă seara ați răspuns prezent invitației noastre la acest frumos restaurant, Taverna Piraților. Vreau să vă spun că brigada noastră este formată din Minodora, Pepe, Sânzi, Romica Țociu. Și în ultimul rând, artizanul acestei frumoase emisiuni, Neamărit! Începem distracția și l-am invitat pe Pepe să fie primul care să încingă atmosfera și să o mai destindă, să terminăm dracu cu paelia, cu tapasul, cu tigaia picantă și cu aia că nu mai puteam. Hai, hai! Baga, baga! Hai! Îmi place cum mă privești, îmi place când îmi zâmbești, simt că mă doresc, dar vreau să mă iubesc. A fost super momentul cu Pepe. S-au ridicat toate gagicile de la masă. Toată lumea dansa sărbătoare la maxim. Mă topesc de drag când simt că mă săruți. Păi dacă n-ai vrut să intri, am venit eu la tine. Multor anule convine, ne iubim în lumea noastră, răsunii nu mai contează. Am fost toți fericiți, atât de fericiți încât la un moment dat am ieșit pe Latino ca la o horă românească în drum. Toată lumea cânta cu el refrenul. Senzație, atmosferă. Pepe, într-un cuvânt, Pepe. Am dansat la maxim, am mâncat foarte bine și ne simțim foarte bine. Ești frumoasă și cu mine, multor anule convine. Ne iubim în lumea noastră, restul nici nu mai contează. Ești frumoasă și cu mine, multor anule convine. Ne iubim în lumea noastră, restul nici nu mai contează. Minodora a cântat foarte frumos. A făcut o horă, a cântat și un cântec frumos despre viață. Am și cântat, am și muncit și m-am simțit și bine, bine. Lume, lume, dragă lume, nu mă mai supă de mine, nu mă mai supă de tine, la la la. Distracție la maxim, vedetele pe măsură, totul la superlativ. Sunt foarte mulți oameni, nu ne cunoaștem între noi, dar ne simțim foarte bine. E o petrecere de familie. Aplauze pentru Minodora, două minute. Doamnelor și domnilor, avem o surpriză. Te rog, fratele meu, pregătește muzica. Neamărina a organizat chestia asta. Foarte frumos a venit cu tortul. La mulți ani pentru Alexandru! Dacă vrei să servești și tu ziua, ca să nu mai îți faci tort, îți cântăm și ție la mulți ani trăiască. Am trecut la jocuri de societate. Nu uitați că asta avem și premii. Premii, concurs de limbi. Ăla unde am întins o funie, n-am avut o funie frumoasă, trebuie să treci pe dedesubt. Cum vrei tu? Limbo! Da, limbo! Au fost mai multe domnișoare care au reușit. Hai, persoane! Așa, aia e, bravo! Aia e. Până când am ajuns la aproape 50 de centimetri. Hai, încearcă! N-aș fi crezut că... Ai căzut, mulțumim, la revedere! Hai, asta mică o dată, mulțumim! Asta mică o dată, ultima!
prima. Hey, bravo! Avem o câștigătoare! N-a mai trecut decât o singură domnișoară care se numește Sara. Sara! Vreau o carafă mare de suc! A câștigat o carafă de suc! Nu, mă, noi dăm, nu! Îi dăm o sticlă de vin, cântați-o la masă! O sticlă de vin pentru părinți și o carafă pentru asta mică! Bravo! A venit aia mică care a câștigat premiul și a făcut momentul ăla cu dansul contemporan, super talentat aia mică. Tu nu trebuie să te oprești în dans. Dumnezeu ți-a dat talentul ăsta, tu trebuie să valorifici la maxim. Te iubesc, băi nebun. Și eu te iubesc. Te iubesc. Și eu te iubesc. Și câți ani faci eu asta, tu nu mai lipsești lângă mine. A fost cea mai frumoasă seară. Oamenii s-au simțit foarte bine. Ne-am distrat la maxim. Toți oamenii au fost extrem de fericiți, pentru că nu ai ocazia în fiecare zi să dai de Pepe, de Țociu, de Minodora pe stradă, de Sânzi. M-am simțit chiar foarte bine când am văzut ce atmosferă plăcută au făcut ei și faptul că am încasat atâția bani. Am încasat cei mai mulți bani de până acum. Cine? Semaca. Nu trage, domn Semaca. Ce să trag, mă, fire, cu repede la micul dejun, că avem treabă. Sunt eu, Lăscărică. Bună dimineața. Mersi. Felicitări pentru seara deosebită. Mersi. Ai fost un erou. Mamă, mai sparte. A? Mersi, zic că se robă copul. Deci că am băgat așa... Te-am văzut. M-a toropit un pic ziua a doi, care a fost îngrozitor de grea. Am dat tot ce am avut mai bun în noi, ca seara să iasă extraordinar. Bună dimineața! Nu mai am dubis pe scară. Benzinii. Așa. Ai dat cu ziare. Am dormit, am lăsat televizorul de apricile. M-a rupt ieri. Cred că a fost cea mai grea zi de viața mea. Dacă munceam atât, era milionar. Așa mi-a zis. Ne-am trezit de dimineață fericiți că avem aproape planul realizat. Deci noi mai avem puțin și depășim pragul ăla de are stres, ne amărind să-l facem. Eu vreau să vă mulțumesc că toți, dar toți, v-ați făcut treaba. Bani, la fel, nu a făcut nicio echipă atât de mulți bani într-o seară. 4.100. Deci, ăștia-s bani. Avem încă o petrecere de 30 de persoane. E vorba de un club de Kangu Jump. Eu am fost aici la mine. Vă vor mâncare sănătoasă. Am ajuns la un numitor comun, respectiv salată grecească, pește, pentru că aveam pește cumpărat și trebuia să-l folosim, legumătar și o salată de fructe răcoritoare. Romica cu Minodora, vă ocupați de catering. Iar voi doi mergeți cu mine la Festivalul Scoicilor, la Mamaia, unde o să ne găsim cu prietenul meu drag, Scărlătescu. A, mă, nu, mă, ia-mi și pe mine, nu, nu, da, stai. Nu, ce, să faceți patru, nu, mă, dacă nu mai e acolo, nu mai e. Da, mă, te vedem. Chiar îmi doream să merg și eu la Festivalul Scoicilor, la Scărlătescu, pentru că ăla chiar face niște scoici mișto când vrea. Aici, nu știu dacă o să muncim, da, mâncăm sigur. Zic cu meniul zilei. Sufă de pui cu găluște, tocăniță de pipote cu ficăței, desert, prăjitură cu spumă de căpșuni. Pandișpan, măi. Pandișpan cu spumă de căpșuni, bravo. Bă, da, pandișpan, bravo. Bă, dacă știu. Am făcut meniul, l-am postat, așa cum am făcut în fiecare dimineață, în așa fel ca oamenii care sună să știe pentru delivery ce meniu e în ziua aia. Ai grijă, tu conduci? Las-o pe Minodora. Eu nu conduc, măi. Nu? Am permis, dar nu conduc. Așa. Și atunci ce trec cu măi cărne nebunul dacă nu conduci? Eu m-am ofticat foarte tare că m-a lăsat la delivery. Cu droașca aia nenorocită. Ai Minodora că se răcește desertul! Când intri în mașină, atmosfera e din anii 80. Stai așa. Ce, nu știi? Nu am mai condus din asta. Și nu știi?
Deci, Minodora, da ăla de vinuri acum, repede, da? Da. Ca să... Bă, mai ușor. Caruselul groazei, așa se numește mașina asta de delivery de la taverna piraților. Iria a** cu Cristosul, mami, măti, să-ți mașina, măti. Stai puțin. Nici n-am plecat bine, am ajuns într-o intersecție, a făcut târtâr, ceva poc și am rămas în mijloc. Că nu mai merge! Numai puțin, că nu merge, 2 minute. Nu mai râdeți! Dai, bă! O adevărată nenorocire s-a întâmplat. Băi, ești! Da. 20, ești! Stai, stai! Dai, ușor! Vige. Dai! Cască dau cu a doua! Ia, bă! Nu știu să dau cu asta. Nu știu să dau. Hai, dom'le, răbdare, 2 minute, ce dracu aveți? Am oprit exact la sensul la giratoriu, de unde vine din Constanța. Ăla exact, ăla mare, cu tractoare, cu mamare, cu... Nu mai râde. Ia și... Oare, mama ta. 2 minute, ai răbdare. Hai. Dă-i, bă! Hai. Hai! Haide, bă! Dă-i, ce faci? Gata! Gata! Mai bine să descurca Sânziana, să conducă decât Romica. Nu pornește. Să moră. Să vă ia mamei. Ăia claxonat. Domnule, aveți, domnule, răbdare, măcar 2 minute. Dar, Romica, hai dracu o dată, nu ești în stare. Stai puțin. Mai împingi o dată. Hai. Hai. Hai! Dai! Păi ce să împing, uite mai ardughia aia, că nu puteam. Se înfunda mașina, venea mașina în față. Hai! Hai că dacă o opresc nu mai merge! Hai! Hai! Hai că nu mai merge! Hai! 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 Pe cuvânt, m-au luat apele. În viața mea nu mi s-a întâmplat să rămân în mijlocul intersecției cu mașina. Hai, dă-te jos! Nu merge, trebuie să o deschizi tu. Delivery! Să română! Romica se face de remarcat. A țipat, cred că ne-a auzit toată Mangalia. Ai ieșit tu de aici din colivie, păi, să moră dacă te mint. Păi de unde? De unde nu poți să ies? Să deschizi? Păi, doamnă, nu? Păi, doamnă, doamnă, da. Vă mulțumesc mult! Să română, mulțumim frumos și noi! Prima comandă a fost la magazinul de vinuri. Închide ușa! Este mâncare, închide ușa! Să răcește mâncare. Bă, închide ușa! Ușa, p***i, mări! Să română, da, doamnă! Spune și tu, vezi că ai lăsat ușa deschisă. Băi, uite-mă, cum ești, băiatul ăsta! Uite-mă! Mamă! Scărlățeanu, mă. Să treci, domnul Scărlățeanu. Am văzut că la televizor așa zic așa, domnul Scărlățeanu. Am plecat la Constanța pentru că urmea să fie Festivalul Scoicilor. Când am ajuns aici, l-am găsit pe Scărlătescu. I-am spus că mi-am luat un restaurant aici în Mangalia și că am nevoie de scoici. M-am pus marina la bucătărie la mine. Să ne dai și rețeta. Și rețeta aia faimoasă. Aia ta faimoasă. Asta cu o singură condiție. Da. Să nu spune la nimeni. Nu. Dacă o spui pe camere, nu știe nimeni. Uite, păi mă, pui scoici cu scoici. Da. Dar trebuie să mă ajut, mâncarea mea, că degeaba da. Nu da, mai gata. Sigur, da. Ți-am da. Dat sfaturi degeaba. Asta e treaba voastră, vezi seama. Cu o zi înainte de festival, toată lumea vine să-și amplaseze tarabele. Și ne-a pus domnul Scărlătescu să montăm un cort. Gata, tata. Hai. Ok. Gata. Hai, mă. M-aș fi așteptat să fie petrecere. Am zis și eu că festival, lume, multă. Stai puțin că ne pierdem printre ăștia pe aici și trece ziua ușor. De unde? Hai, sus! Sus! Sus cu el! Sus! 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 Montează cortul! Ia prelata! Pepe, urcă-te repede pe scară! Dă-i! Agață! Mamă, dar greu e ăsta, bă, să-l ții. Uite aici, vină cu asta, vezi. Nu pot. Hai, am urmă. Gata. Super. Haide.
M-a ajutat un pic și la montatul cortului, dar mai mult mi-a dat, ce să mai, o tonă de scoici să le curăț, mi-a arătat cum trebuie curățate. Unele să mai înțepeneau, nu știu. Cum trăiește aia? Bă, uite chip, uite fericire pe aia. Sunt Diana! Nu te grăbi, încet, că până duminică ai timp să le curăț. Șef, sunt Diana! Am aici șef, sunt Diana! Șef la scoici! Scărlățeanu! Dacă te prind la mine în emisiune, pe casă te țin să c***ă, nu te ține. Bine, las. Lasă-mă că se întoarce roata, mă. Lasă-mă, nu mă gata. Ba da, eu ziceam așa, eu te m-am dus la el, zicea acolo, dau un sprit și ție, Neamarine. Nu te-am văzut de mult. Păi stai, Neamarine, acum trebuie să montăm aragazul. Hai, unde ducem? Acolo și ne rotim puțin. Întoarce-te. Înțeapă. Înțeapă. Acum trebuie să băgăm pe GPS. Stai, nu pleca. Ia, bagă, ce e adresa pe? Pleca mai departe la un coafor. Îndreptați-vă spre nord-est. Păi da, mă, dar unde? Virați la dreapta. Păi știu, dar la ce număr șoseaua Constanței? Virați la dreapta. Nu știu. La ce e acolo? Sună la Antonio, întreabă-te. Nimic nu pare a fi a mașină. Arată ca și când ar fi împrumutate de la alte mașini. Și volanul, nu merge geamul. Ce emoție asta nu-i bună. Ai rupt-o! Noroc că măcar clapeta șoferului merge, pentru că cea din dreapta... Ușa din... Domica! Uleu, am uitat-o pe Big Mama. Nu mai râde, sora mea, dă-mă râde. Stai așa să iau cheile. Lasă-mă că nu o fură nimeni, mă, troșcarabeta. Ce vorbești mai aici? N-am zăbovit foarte mult acolo. 40 de lei. Șpagă 100, bine! Bravo, bine! Am lăsat mâncărica, am făcut poze. Ia uite, bă, tot aici am ajuns, bă. Și acum unde mergem? Și acum merge așa, fă-ți sensul. După care am plecat mai departe, am avut două coafuri. Acum, la primul coafor, Romica nu și-a făcut nimic, dar la al doilea coafor nu a rezistat. Așa. Și vreau să vă rog și să-mi faceți și mie puțin părul. Așa, da. Puțin, să fiu un pic umflat. Da, un pic umflat, da. Așa din față. Mersi. Am de seară o vinișă, doamne. În da. Sus, vrea în sus. În sus, așa. Da, da, vreau să... Da, da, un pic ridicat. Da, așa n-are... Cum mă n-are Pepe în față, așa mi-l faceți mie în spate. Da, vă-l voi. Haideți da. Să vă pun și puțin gel, vreți? Da, păi eu mai am ceva gel în urmă. Da? Păi vă mai pun să fie și de la noi. Bine, ce formă să dai la părul meu? N-ai nicio formă să-i dai. Dar nu ce că zărea puțin mai vâlvoi. Așa, ne... Da, dă cu fixativ să rămână fixată locația în minte. Așa. Și firul ăsta, cum ai firul 33 ăla e. La ăla lucrez câte o oră dimineața. Mulțumesc, să rămână. Haide să fac... Da. Acum, dacă vă duceți și în altă parte să mai livrați... Nu mai livrez. Nu? Dacă mă duc așa, nu mă mai primește, știu. Abia... Acum știu și eu de ce Nicoleta, de câte ori se duce la coafor, pleacă zâmbitoare, vine și mai zâmbitoare, da. Râdeau toate. A fost delicios, așa cum e el de obicei. Și am plecat de acolo frezați. De ce, mă, zi se oprește? Că nu a fost suficient o singură dată, iar s-a oprit nebuna de mașină. Murim! Așa. Hai! Cum Dumnezeu se întorc în altă parte decât pe trecerea de pietoni, în momentul când am trecut pe trecerea de pietoni, au mai venit nemaștini din dreapta. E o mică de contea! Hai! Dă-i contuia, dă-i! Haide, mă! Eu nu știu să pornesc de pe loc, că nu știu la mașină împinsă, că nu am niciodată o mașină care să fie împinsă. Și să pleci, că trebuie să pleci cu a doua de pe loc. Cred că am stat vreo 7 minute în intersecție. S-a blocat mangalii. Ai mă răbdare, 2 minute! 2 minute ai răbdare! Fai de capul meu! Sunt îngrozitor a fost. Păi ce trebuie să faci? Nu trebuie decât să le curăț copiii. Nu ești mecherie, deci după ce am cărat pe astea pe aici, acum pune să curăț și scoici. Bucățica asta de care se prinde de piatră, da? O rupem de acolo. Pata tot? Pata tot.
Până la urmă au venit să mă ajute și Pepe și Nea Mari, pentru că nu făceam față la câte scoici erau, tone de scoici. Sunt cu model, stai ca să o păstrez pentru papuci. Stai unde? Da. Uite, papuci, dacă vrei să-ți faci, îți faci din astea. A, da. Din astea, ia uite! Uite aici. Aia e fiță. Uite din, aici. Din buruieni. Papuc frumos, aute. Mam. Tot ce vrei. Chiar dacă nu pare greu să curezi niște scoici, sunt unele ierburi de-alea prinse în scoici care nu se rup așa simplu. Și trebuie să faci așa, de 100 de mii de ori. Și dacă faci așa cu 400-500 de scoici... Faci-mi niște farde iute. Mâncăm picant sau? Un pic. Să ne ciuptească un pic așa. Un pic, da. Dar contează și timpul de coacere, mai întâi să-i pui pe aia și după aia pe astea? Nu. Sau toată odată trebuie să... Cu aia să prăjești, asta se amestește, mai dăm roșie. Aha, ok. Că cura e de fată. Usturoiul, dacă e crud, nu prea-l mănânci. Roșia... Înțeles, deci, alea de ardei iute trebuie prăjit și el. Păi cu alea, nu? Am stat lângă Scârlătescu și am învățat, am, nu pot să zic că am furat, că mi-a și explicat-o, dar oricum, dacă nu mi-explica, eram atent, că n-ai șansa asta, știi? Să stai și să urmărești în detaliu. Deci am fost cu ochii pe el să-i fur rețeta. O știu. Și gata, le și poți mânca acum astea? Mai stai puțin. Dai! Bang, bang! Ei nu și-au dat seama că au de-a face cu DJ. Știi când prin săgeata glonțul în dinți? Și glonțul, aia. Uite, a spart ăla, mă. Și acum v-a spart toate geamurile. Așa gaură le-am făcut.